Gândindu-mă specific la păcatul și rebeliunea lui Iona, adică împotrivirea față de chemarea lui Dumnezeu de a-L mărturisi pe Dumnezeu și a altora, mi-am dat seama că aceast, acest tip de răzvrătire nu este cum spun unii că Marea Trimitere s-a transformat în Marea Omitere. Marea Trimitere s-a transformat în Marea Omitere, ci Marea Trimitere, adică de a spune tuturor despre Domnul Isus Hristos, s-a transformat în Marea Răzvrătire. Pentru că orice omitere a voiei lui Dumnezeu este o răzvrătire. Dumnezeu nu a tratat păcatul lui Iona ca o omitere A, Iona a omis să se ducă la Ninive A omis, domnule, s-a luat cu alte lucruri A vrut să facă o călătorie la Tars Ce știu eu, să facă plajă undeva pe la Tars Acolo și a, a omis să se ducă la Ninive A întârziat să se ducă la Ninive și a pus planurile lui înaintea planurilor lui Dumnezeu N-a avut prioritățile corecte N-a văzut lucrurile urgente Sau alte lucruri pe care le auzim foarte des Nu! Ceea ce a făcut Iona n-a fost o omitere a fost o răzvrătire pe față împotriva voii lui Dumnezeu. Chiar și când omitem să facem voia lui Dumnezeu, când omitem să facem voia lui Dumnezeu conștient, voluntar, acest lucru se cheamă răzvrătire. Și consider că discutând specific despre omiterea, omiterea de a spune altora despre Domnul Isus Hristos, aceast, acest tip de răzvrătire este, sau a devenit astăzi o normă poate nu, dar sper să fie greșit ce spun eu acum. Mi-aș dori să fie greșit ce spun eu acum. Dar mie mi se pare că aceasta este norma. Acest tip de răzvrătire, adică a ne opune să spunem altora despre Domnul Isus Hristos, a devenit o normă astăzi. Și pentru că a devenit atât de popular a nu spune altora despre Domnul Isus Hristos, ne referim evident la credincioși, da? Pentru că a devenit atât de răspândit acest flagel, acest tip de răzvrătire, este și insesizabilă. Această răzvătire este insensizabilă. Nu ne mai dăm seama că e o problemă cu asta. De ce? Că cei mai mulți nu spun altora despre Domnul Iisus Hristos. Și nici nu ne mai dăm seama că este o problemă în a nu spune altora despre Domnul Iisus Hristos. Nu doar că este o problemă. Este o răzvătire pe față când Dumnezeu ne lasă în Sfânta Scriptură atât de clar această chemare.